Oamenii urlă noaptea de la geamurile blocurilor după o săptămână de carantină totală în care le este strict interzis să-și părăsească locuințele, indiferent de motiv. Nu se știe cât va mai dura lockdown-ul dictat din cauza COVID-19. Imagini tulburătoare au fost făcute publice sâmbătă de un cunoscut realizator radio din SUA, care prezintă un scurt video filmat în Shanghai, unde pot fi auziți mii de oameni cum urlă noaptea pe la geamurile locuințelor lor, după o săptămână de carantină totală impusă de autorități în metropola cu 26 de milioane de oameni din cauza unor cazuri de COVID-19. Acest videoclip filmat ieri în Shanghai, China, de tatăl unei prietene apropiate de ale mele, ea a verificat autenticitatea acestuia. Oameni care țipă la ferestre după o săptămână de blocare totală, fără a putea părăsi apartamentul sub niciun motiv, a scris Patrick Madrid. Acesta revine într-un comentariu. Traducerea pe care mi-a dat-o este Shanghai. Toată lumea țipă. A început cu un cuplu. Acum toată lumea țipă. După o săptămână de izolare, ceva se va întâmpla. Nimeni nu știe când se va termina. Practic, 26 de milioane de oameni nu mai au voie să-și părăsească locuințele, indiferent de motiv, după înregistrarea circa 9.000 de cazuri noi de COVID-19. Având în vedere situația disperată din China, au început să apară temeri legate și de situația din țara noastră, chiar dacă nu mai suntem în stare de alertă, dar cazurile de COVID-19 continuă să se înmulțească.